Proiectul Economia Socială, o alternativă viabilă pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, are drept grup țintă aproape 100 de persoane care provin din regiunea sud-vest Oltenia. Urmărim plasarea și formarea grupurilor vulnerabile în societate, în special femei, fără limita de vârstă, adică și trecute peste 50 de ani, care, în mod normal, întâmpină probleme foarte mari la angajare. Deci le formăm, adică le cursăm, le plasăm în câmpul muncii. Consider că am făcut lucruri bune și pentru că suntem totuși pioneri în acest domeniu, abia acum am început, noi am fost primii care am inițiat asemenea proiecte, consider că asemenea lucruri trebuie să făcute de acum încolo. Crearea de locuri de muncă și în special pentru persoanele din grupurile vulnerabile, cred că sunt lucruri foarte, foarte bune și trebuie promovate. Înființarea unor astfel de societăți a reprezentat o provocare pentru partenerii de proiect. Ne-am angajat și am acceptat parteneriatul. Ca orice început este foarte dificil, este greu, dar în același timp, cel puțin pentru noi ca și agenție, pentru mine ca și persoană care mă ocup de implementarea proiectelor, a fost greu, dar frumos. În Olt, prin intermediul celor două societăți sociale, una salon de coafură înființată la Slatina și o croitorie la Podcoava, au fost angajate 12 persoane, însă managerii acestor firme își doresc să extindă activitatea și implicit numărul angajaților. Am început în luna ianuarie 2015 să lucrăm la ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi aici. În luna martie am deschis oficial, să zicem, salonul. Cu un număr de 6 persoane, de fapt s-au creat 6 locuri de muncă, din care 4 persoane din grupuri vulnerabile, așa cum s-a spus. Suntem un grup din 6 persoane, suntem o echipă mică, dar puternică, serioasă, care încercăm să facem lucruri de calitate. Să nu considerați că n-a fost ușor, n-a fost și greu, am avut și piedici, dar în momentul în care vrei ceva cu adevărat și ești ambițios, și pui suflet într-o afacere, eu consider că este. Potrivit proiectului, aceste firme au obligația să mențină activitatea pentru o perioadă de 5 ani. Aici s-au creat 6 locuri de muncă, care trebuie menținute nu numai pe perioada implementării proiectului, adică 12 luni cât durează implementarea proiectului, ci 14 luni după finalizarea proiectului, ori perioada de sustenabilitate a proiectului este de 3 ani după finalizarea proiectului. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.